opoziției. Nu înțeleg chestia asta. Am fost transformat din victima unui șantaj în acuzat. Asta spune Ștefan Gațcan, candidatul PSRM la funcția de deputat în circumscripția 38 Hâncești, despre scandalul sexual în care este implicat acum. Mai mult, Gațcan spune că cei care tirajează aceste informații false nu au verticalitate și demnitate. Toate acuzațiile este care sunt aduse în adresa mea sunt niște falsuri. Și sunt niște falsuri care sunt aduse de persoane care nu au verticalitate și nu au nicio demnitate. Nu există niciun material, pentru că eu am insistat atunci să fie măcar un material oricare să-l văd. Material video, eu știu, audio. Între timp, deschide.md, care a prezentat pretinsul rechizitoriu de șantaj, a publicat joi un interviu cu persoana condamnată pentru șantaj în acest caz, Alexandru Goncear. Acesta este un fost polițist care a emigrat în Rusia și susține că este fostul iubit al nepoatei lui Ștefan Gațcan. În interviu, Goncear recunoaște că el a fost cel care ar fi sfătuit-o pe tânără să filmeze pretinsele relații sexuale pe care le-ar fi avut candidatul PSRM la funcția de deputat, dar spune că astfel și-a propus să prezinte probe mamei fetei. El a mai declarat celor de la Deschide că s-a întâlnit cu medicul Ștefan Gațcan pentru că acesta l-ar fi rugat să-l ajute să facă rost de imaginile video. În acele momente, Gațcan i-ar fi întins o cursă, aruncându-i un plic cu bani înainte de descinderea poliției. La rândul său, Gațcan spune că Alexandru Goncear, cel care l-a șantajat, este o persoană implicată în escrocherii și afaceri cu droguri. Gațcan neagă că ar exista imagini video cu pretinsul act sexual și solicită să îi se prezinte filmarea. Cetățeanul ăsta, deci este un cetățean cu penalități multiple, cu penalități foarte și foarte grave. Deci un fost polițist care este implicat în narcomanie, este implicat în diferite exocherii și în cele din urmă este un fugar, deci în Federația Rusă, pentru a fugi de alte penalități care sunt aici. Dacă susține material video și este, păi atunci să-l prezinte. Numeroasele rude care există, există și gunoaie, există deci și putregaiuri care dă, mă rog, pot și mai permite lucrurile astea. Ștefan Gațcan mai spune că va ataca în judecată portalul deschide.md, dar și persoanele publice care au tirajat falsuri despre el. Mâine și eu pot ieși, fac o declarație, deci în adresa oricărui deputat. Dar în cazul când tu nu ai temei, nimic, absolut, care este atunci veriditatea acestor declarații? Vreau să întreb jurnaliștii, înainte de a efectua o investigație oricare, uitați-vă în cazierul juridic, cu ce persoană aveți de discutați. Intenționați să dați în judecată? Desigur că. Desigur că, începând cu deschide.md sau cum se mai numește această redacție și terminând cu multe alte persoane publice.